De ședință. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, la sfârșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor a adoptat un document extrem de important numit Planul Investițional, care se referă la dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030. Acest domeniu al infrastructurii transporturilor este vital pentru dezvoltarea României, mai ales că țara noastră are de recuperat un deficit mare comparativ cu țările din vestul Europei. Acest plan are la bază o dezvoltare sustenabilă care asigură creșterea economică, crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea mobilității populației, dar și a mărfurilor. În materialul adoptat de Guvernul României sunt cuprinse toate sectoarele specifice domeniului transporturilor și aici ne referim la rutier, feroviar, naval și aerian. Am putea spune că acest document este coloana vertebrală de dezvoltare a României, în care este numerat un set de priorități, astfel încât în următoarea decadă România să poată fi așezată la nivelul țărilor europene. Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare peste 70 de miliarde de euro pentru a fi consolidată capacitatea de reziliență în perioada de criză. Doamnelor și domnilor deputați, în programul investițional 2021-2030 sunt cuprinse 22 de proiecte în toate sectoarele de transporturi pentru județul Constanța. Finanțarea acestor proiecte se va face prin programul operațional de transport, prin PNRR sau alte surse de finanțare. Proiectele sunt cuprinse în acest program, se încadrează perfect în master planul general de transport al României, document agreat de Comisia Europeană încă din anul 2016. În altă ordine de idei, măsurile care privesc dezvoltarea infrastructurii în domeniul transporturilor sunt încadrate cu respectarea țintelor stabilite în cadrul Pactului Ecologic European. Județul Constanța, în contextul actual al războiului din Ucraina, este atât principala poartă a Uniunii Europene, cât și linia de apărare de maximă importanță a NATO. Mai mult decât atât, domeniul transporturilor rămâne vital, astfel încât portul Constanța, cu infrastructura conexă, devine un punct nodal pentru transporturile de mărfuri. Dragi colegi, România are o șansă istorică de a recupera deficitul din domeniul transporturilor, mai ales că avem surse diferite de finanțare. Revenind la județul Constanța, în programul investițional am regăsit proiecte care se referă la drumuri expres, conexiuni și noduri rutiere, creșterea siguranței rutiere, dezvoltarea infrastructurii portuare, modernizarea căilor navigabile, variante de ocolire, precum și modernizarea de gări și îmbunătățirea infrastructurii aeroportuare. Sunt 22 de proiecte cuprinse în acest document elaborat de Ministerul Transporturilor și aș aminti câteva din acestea. Drumurile expres Măcin-Tulcea Constanța, alternativa Techirghiol, varianta ocolitoare a Mangaliei, modernizarea căii ferate Port Constanța Palas, modernizarea gărilor din Neptun și Costinești, modernizarea infrastructurii portoare din Cernavodă, Luminița, Ovidiu, Megidia, Basarab, Hârșova, precum și investiții în canalul Dunăre-Marea Neagră, canalul Dunăre-Poarta Albă, Midia-Năvodari, aeroportul Mihail Cogălnicianu și aerodromul Tuzla. Cu fiecare leu pe care îl vom investi în anii următori în domeniul infrastructurii de transport, România va îndeplini așteptările cetățenilor și ale mediului de afaceri, acela de a conecta țara noastră la realitățile secolului 21. Vă mulțumesc!